Darius Vâlcău, fostul senator, primar și ministru de finanțe al PSD din vremea lui Liviu Dragnea, a fost extradat astăzi în România după decizie definitivă a Curții de Apel din Napoli. Vâlcov este primul dintre fugarii României pe care justiția din Italia decide să extradeze. Asta în condițiile în care foarte mulți condamnați cu notorietate și influență și-au regăsit refugiu acolo. Despre cum a reușit România să-l obțină pe Vâlcov și despre situația celorlalți fugari, îți explică colega mea Sorina Matei. Situația e puțin mai complicată în cazul lui Darius Vâlcov, dar important este că informațiile despre aeronava care transportă pe Darius Vâlcov în țară arată că aceasta a aterizat pe aeroportul Otopeni. Darius Vâlcov a fost adus chiar cu 20 de minute mai devreme decât era așteptat. E vorba de o aeronavă Boeing a companiei Tarom. Bineînțeles că este adus sub escortă, transferat sub escortă în țară, pentru că pe numele lui Darius Vâlcov exista un mandat european de arestare emis de autoritățile române de justiția din România, care a fost în sfârșit pus în executare de justiția din Italia. Cum de ni l-a dat pe Darius Vâlcov? Italia e destul de simplu. Înainte să fie condamnat, bănuind că va fi condamnat, Darius Vâlcov și-a deschis o serie de afaceri alături de chiar de condamnați, alți condamnați din același dosar, dosarul tablourilor al DNA, și-a deschis o serie de afaceri în Milano. Iar când s-a dus să se predea, s-a dus să se predea pe raza jurisdicției Curții de Apel din Napoli. Asta a făcut ca toată această procedură de extradare să fie judecată nu de Curtea de Apel din Bari, ci de Curtea de Apel din Napoli. Chiar dacă judecătorii din Napoli l-au lăsat în libertate pe Darius Vâlcov, vedem că săptămânile trecute, chiar în prima decizie și în decizie definitivă, au dispus extrădarea lui Darius Vâlcov, și asta pentru că el a încercat să se apere în instanță, spunând că e stabilit de mai mult de 5 ani în Italia, că practic este un cetățean italian, un om corect, care desfășoară o serie de activități de business în Italia.